Ei, în această dimineață, dragii mei, după multă frământare și poate ați văzut că am început să scriu pe bancă ceva, am decis să mă opresc la Psalmul 84. Și obișnuiesc să vă ridicați în picioare, frate Lazar, la citirea textului. Haideți să stăm ridicați, să citim Psalmul 84, un psalm superb, foarte frumos. Și apoi din acest psalm să stăm lângă cuvântul Domnului pentru câteva minute. Și cuvântul Domnului spune așa: cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor! Împăratul meu și Dumnezeul meu! Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerilor, prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea, ia aminte Dumnezeului Iacov. Tu care ești scutul nostru, vezi Dumnezeule și privește fața osului tău. Căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în curte răutății. Deci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul de îndurare și slavă. Și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în tine. Amin. Vă invit să vă reașezați. Folosim deseori acest psalm. Și mă amintesc că la noi în Borhanciu, când eram copil, am învățat pe de rost un psalm care frații îi repetau la citire, mereu și mereu. Și Psalmul 84 este unul dintre ei. Numai ascultându-i cum frații în vârstă îi citeau, cam aceiași psalm, i-am învățat pe de rost, ascultându-i. E un psalm plăcut, un psalm pozitiv, un psalm care ne stârnește emoțiile, nu-i așa? Dar este în psalmul acesta și o afirmație care deseori o trecem cu vederea ușor sau o interpretăm tot pozitiv și nu-i rău așa, aceasta, dar care mi-a dat mult de gândit. Și în jurul acestei afirmații vreau să rămânem astăzi. Versetul 6 și 7. Când străbat aceștia valea plângeră, prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Două locuri sunt menționate în aceste versete. Valea și Sionul. Valea și Sionul. Se bat valea plângerii și ajung în Sion. Și tema jurul care aș vrea să zăbovim în această dimineață, multe mi-au trecut prin cap, dar am rămas la tema din vale în Sion. Din vale în Sion. Ce este valea mai întâi? Ce este valea? Frate Lazar, făcând anunțul puțin înainte, spunea de probleme. Într-un alt cuvânt, am putea spune că valea înseamnă probleme. Probleme. Probleme personale, probleme comunitare, poate un eșec în activitatea cotidiană, poate o cădere spirituală, o boală fizică, un faliment, știu ce alte situații neașteptate și nedorite. Aceasta este valea. Câteva observații pe vale din textul nostru. Valea, dragii mei, în primul rând nu este opțională. Adică, dacă vreau, pot să o ocolesc, dacă, sau dacă aleg, nu mă duc pe acolo. Ascultați, citim din nou versetul. Spune, când străbat. Nu spune textul biblic dacă se întâmplă să străbată, ci spune când străbat.
Și mai e încă un detaliu. E vorba de cei care își pun încrederea în Domnul, că și ei străbat valea. Ce spune versetul anterior? Spune, ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia? Deci valea nu este pentru cei păcătoși numai, de afară sau din biserică. Valea e pentru toți. Nu știu câți dintre dumneavoastră sunteți într-o vale acum. Nu știu. Nu știu dacă comunitatea este într-o vale sau nu. Dumneavoastră știți. Privind la psalmi, pentru că suntem în cartea psalmilor, sunt 67 de psalmi care sunt psalmi numiți de lamentații, de plângeri, de strigăte, uneori de descurajare. Dumnezeule, spune psalmul 44, Dumnezeule, nu tăcea. Sau pentru ce dorm, Doamne? Psalm de lamentație. 17 dintre ei sunt psalmi de lamentație comunitară. Iar restul sunt psalmi de lamentație personală, individuală. Oameni care au trecut prin greuri. Ca o curiozitate, psalmul 44 e scris tot de fiul lui Core. Cei care au scris psalmul 84. Și acolo scrie, Doamne, noi, ni se întâmplă toate astea fără ca noi să fi păcătuit împotriva Ta. Dar Tu ne-ai dat, Tu ne-ai lăsat, Tu ne-ai abandonat, Dumnezeule. Pentru ce aceasta? Valea, dragii mei, subliniez încă o dată, nu este opțională. Toți am trecut și vom trece prin voi. Vom trece. Acesta e mersul vieții îngăduit de Dumnezeu din cer. Doi, o altă observație pe vale. Valea nu este permanentă, este temporară. Observați? Textul biblic din această dimineață spune e străbat valea plângerii, adică o străbat, trec prin ea, dar sfârșesc nu în vale, în Sion. Acolo ajung ei, în Sion. Se înfățișează în Sion apoi, străbat valea. E temporar. O zi, două, trei, un an, doi, nu știm. E temporară. Valea pentru Iosif a însemnat un număr de ani. Semnificativ, nu? A fost o vale. Valea pentru Israel în Egipt a fost un număr de ani. Valea în Babilon apoi a fost un număr de ani. Dar s-a terminat valea. Asta e ideea pe care vreau să o reținem și e importantă. Nu norul este veșnic, cântăm noi o cântare. Ci soarele este cel care rămâne veșnic pe cer. Nu norul. Norul vine și pleacă. Spuneam și în alte biserici, mi-amintesc, o vreme când treceam printr-o vale adâncă, foarte adâncă și dureroasă, un prieten mi-a trimis un salut. Și Gabi, te salut cu Iov 37. 37, versetul 21 și 22. 37, Iov, așa de frumos spune acolo, acum firește, nu putem vedea lumina soarelui care strălucește în dosul norilor. Dar va trece un vânt și îl va curăți. De la miază noapte ne vine aurora. Și ce înfricoșată e măreția care le înconjoară pe Dumnezeu. Acum poate ești în vale. Poate sunteți ca și comunitate în vale. Vă simțiți în vale. Ea nu-i veșnică. Temporară. Temporară. Ești în suferință pentru o vreme. Ești în criză pentru o vreme. Descurajat pentru o vreme. Poate izolat pentru o vreme. Dar e o vreme. E un timp limitat. Cât a îngăduit Dumnezeu să stai acolo. Dar este un timp limitat, nu-i veșnic. Vine o zi când Dumnezeu poruncește vântului să îndepărteze norul.
Va fi din nou soare. Va fi din nou soare. Acum e nor, acum e întuneric, acum e greu, acum e durere, suferință fizică, poate, suferință lăuntrică, emoțională, spirituală, dar asta trece. Răsare soarele. Se va vedea soarele din nou. Ați observat pe vale. Valea este, are o dimensiune pedagogică. Valea vrea să ne învețe ceva întotdeauna. Valea are un scop. Nu e așa arbitrar, nu e așa... Noi nu avem de face cu un Dumnezeu ciudat, capricios. Acum îmi place mie să te pun eu în suferință și îi vede tu ce faci acolo. Nu, nu. Are un scop Dumnezeu în tot ceea ce îngăduie în viața mea și în viața dumneavoastră. Și e foarte important să identific acel scop. Doamne Dumnezeule, ce vrei să mă înveți prin valea asta? Auzeam de dimineață insistent chemarea la pocăință. Este și aceasta o lecție pe care Dumnezeu ne învață în vale. Uneori ne învață Dumnezeu în vale asta să ne smerim viața, să ne smerim inimile, să-L onorăm pe El, să-L glorificăm pe El, să căutăm a fi asemenea Lui. Sunt lucruri în viața mea care trebuie corectate și în vale Dumnezeu mi le scoate în evidență și le învăț. Am nevoie de o minte deschisă pentru ca în vale să pot învăța aceste lecții și când am ieșit din vale să mă duc în Sion. Ce frumos! Sion. Dragii mei, din vale în Sion. Câțiva pași din vale în Sion. Ne-am văzut aici în psalmul acesta, psalmul 84. Și primul pas, dragii mei, și dacă fratele Lazar spunea probleme, haideți să rămânem la subiectul acesta, probleme și vale, primul pas este să dăm curs lacrimilor. Spune textul biblic, aici e vorba de valea plângerii. Și dacă e valea plângerii, înseamnă că plângem. Nu e așa? Știu că uneori noi bărbații plângem greu. Eu plâng mai ușor, ați văzut. Plâng mai ușor, sunt mai plângăcios, mai emoțional, așa. Dar sunt unii care plâng greu, foarte greu. Oricât de greu ai plânge, Dumnezeu te cheamă în valea asta să te cobori, să dai curs lacrimilor. Unii comentatori numesc valea lacrimilor. Unii le traduce, spun că e valea lacrimilor. E o vreme în care să plângi. Și în contextul care e creat acolo în vale, îți dezvoltă acea predispoziție la lacrimi, nu? Te vezi izolat, poate abandonat de prieteni, uitat de biserică. Mă amintesc când un coleg de-al meu a trecut prin anumite încercări și a fost marginalizat de biserică. Într-o seară, obișnuiesc cu soția să citesc în fiecare seară câte ceva dintr-o carte bună, o carte creștină. Și în seara aceea am luat o carte să citesc și n-am putut citi. Ceva mă împingea la telefon. M-am dus să dau telefon, am dat telefon, mi-a răspuns soția colegului meu și a izbucnit în plâns. Nu știu de ce. Am planificat să mergem săptămâna următoare în vizită la ei într-un alt județ și ne-am dus la ei și ne-au povestit. Zice, frate, de o vreme nimeni nu ne-a mai căutat. Niciun frate din biserică, niciun prieten sau fost prieten, nimeni, nici păstorul, nimeni nu ne-a căutat. Și asta, Doamne Dumnezeule, ne-a abandonat. Și-a pus un termen, dacă până în ziua de nu ne caută nimeni, înseamnă că tu nu mai ai nimic cu noi. Era ultima zi. Și seară. Poate ești în situația asta. Nu te mai sună nimeni, nu te mai caută nimeni. Ești în vale. Ești în vale. Dă curs lacrimilor. Dă curs lacrimilor. Lacrimile au roluri benefice, dragii mei.
lacrimile sunt eliberatoare. După ce ai plâns odată așa bine, te simți ușurat, eliberat un pic, nu? Mi s-a întâmplat? Mi s-a întâmplat odată, când eram atât de presat și nu mai puteam și m-am închis undeva și am început să plâng și am plâns. Și după ce am plâns și m-am rugat, am primit o gură de oxigen. Am putut să continu. Lacrimile, dragii mei, eliberează. Îți dau un confort emoțional apoi. Lacrimile, dragii mei, aduc și liniște. Dar mai fac ceva lacrimile. Lacrimile și curăță ochii. Știți? Curăță ochii. Și vai de câte ori nu avem nevoie să fie ochii noștri curați ca să vedem bine. Pentru că, de regulă, atunci când suntem în vale, sunt câteva comportamente ciudate. Așa suntem noi oamenii. De regulă, când sunt în vale, încep să caut vinovații. Cine e vinovat? Ia să vedem. Și scriu pe lista acolo. E din cauza lui am criza asta. Din cauza lui cu tare. Sau contextul a fost favorabil mie. Și dezvolt antipatii sau reacții adverse față de cineva care altfel este foarte apropiat de mine. Uneori se întâmplă să încep să mă războiesc cu Dumnezeu. Uitați-vă, în câți psalmi de lamentații se războiesc psalmiștii cu Dumnezeu. Dumnezeule, de ce? De ce ai îngăduit? Unde ești, Dumnezeule? Și pune vina pe Dumnezeu. Tu ești de vină că sunt aici în situația asta. Și avem nevoie de lacrimi ca să elibereze inima de presiune, de tensiune. Și avem nevoie de lacrimi să curețe ochii, să începem să vedem altfel. Și când inima se liniștește și când ochii se curețe, începem să vedem. Și haideți să vedem ce vede psalmistul despre Dumnezeu. Acolo în vale. Și așa de frumos psalmul acesta e superb. Dați-vă, cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne. Dacă până n-am plâns, am văzut că biserica nu mai are rost, da, relația cu Dumnezeu e bună, dar cu biserica să n-ai nicio treabă. Am întâlnit niște prieteni aici la dumneavoastră, în California, mai la nord, nu Sacramento, să nu vă ducă mintea până acolo, nu. Între LA și Sacramento am întâlnit niște prieteni, sunt americani, așa că nu vă frământați mintea să știți cine sunt. Și îmi spunea, frate, da, e fain, Domnul Hristos e fain, să ai relație cu Dumnezeu e nemaipomenit, dar cu biserica, nu. Wow! Biserica, nu, biserica. Păstorii, nu? O, Doamne! Ați fost ispitiți să gândiți așa? Nu odată. Nu trebuie să spuneți. Nu odată ați fost ispitiți să gândiți la biserica. O, biserica asta nu-i bună sau biserica în general nu mai trebuie biserica. Și ai nevoie de lacrimi până se curăță. Se curăță ochii. Se curăță. Și încep să vezi că Dumnezeu este nemaipomenit. Și încep să vezi că e așa de frumos, așa de plăcut în locașurile Domnului. Să vezi cum este în curțile Domnului. Să vezi că acolo, în casa Domnului, acolo oricine are loc. Și pasărea, și rândunica. Dumnezeu nu este pretențios, adică în sensul că nu, e la ușa acolo cu sabia de foc și nu dă voie să intri. Nu, îți dă voie să intri, chiar te cheamă să intri. Te cheamă să intri, să fii în părtășie. Că aici, în părtășia cu El și cu biserica, se schimbă mintea și inima. Nu în altă parte, aici numai. Oriunde mă duc, spun că biserica e frumoasă. Biserica Domnului e frumoasă, e superbă, e extraordinar. Nu sunt vrednic să fiu împărtășia bisericii și numai El îmi dă vrednicia asta. Dar știi de ce e frumoasă? Pentru că e Domnul în mijlocul ei. Și pentru că Domnul o modelează, Domnul o face frumoasă și o desăvârșește. Nu că suntem noi frumoși, că nu suntem frumoși.
A spus-o și în altă parte pe aici, prin America, eu sunt o persoană greu de iubit. Soția vă poate spune că uneori sunt așa de greu de iubit. Poate numai sunteți mai ușor de iubit, dar eu sunt greu. Nu sunt așa de capricios. Asta e. Dar Dumnezeu are vale și pentru mine, să știți. Nu, una are văi. Pentru fiecare are tipul de vale care potrivește. Așa de frumos Dumnezeu, care tip de vale pentru fiecare se potrivească. Se scoate de acolo toată zgura să rămână aurul. Doamne, ce frumos! Dă curs lacrimilor. Dacă încă nu vezi bine, dă curs lacrimilor. Mai plângi. Mai plângi în prezența Domnului, căutând fața Lui, ca să începi să vezi cât de frumoase sunt locașurile Domnului, să vezi cine e Dumnezeu, să strigi, ah, altarele tale! Să-ți fie dor după ele! Împăratul meu și Dumnezeul meu. Observați cum încheie această zugrăvire a frumuseții casei Domnului. Până dacă spune la început, Doamne al oștirilor, curțile Domnului, Doamne al oștirilor din nou, la final spune, Doamne, ești împăratul meu, ești Dumnezeul meu, ești al meu, Doamne. Trebuie să vadă bine că el are nevoie de Dumnezeu și Dumnezeul din cer nu l-a abandonat. N-a renunțat la el. Nu l-a aruncat ca pe un gunoi, ca pe un fir de praf. Nu, nu. Are valoare, că a pus Dumnezeu valoare acolo. Doamne, ești al meu. Și spune, sufletul meu suspină și tânjește. Acolo vrea să ne aducă Dumnezeu. La starea aia în care să ardem de dor după părtășia cu El și vei spune, da, asta vreau, asta vreau, asta îmi place. Dar n-am terminat propoziția sau fraza, părtășia cu El și părtășia cu frații. Dumnezeu nu vrea părtășia cu tine singur sau cu mine singur. Dumnezeu vrea părtășia cu mine în părtășia bisericii. Îmi place foarte mult o imagine de la cină, cina cea de taină, când Domnul are cina, trimite ucenicii doi să caute, să găsească locul de casa pregătită. Și spune Domnul, întrebați-l pe cel cu ulciorul, unde este o daie de oaspeți în care să mănânc paștele? Și pune punct? Nu. Paștele împreună cu ucenicii mei. Adică în casa ta, pe proprietatea ta, sau dacă vrei, în inima ta, în inima ta, frate și soră, Domnul vrea să ai bun ospăț cu tine și cu biserica. Nu doar cu tine. Nu numai El și cu tine, El vrea să aibă părtășie în inima ta, în viața ta, cu tine și cu biserica. Și până când nu vezi clar lucrurile astea, trebuie să plângi. Plângi. Să plângi. Să plângi. Și continuă psalmistul și spune, să uită oarecum cu jind, dar îi privește bine, nu îi privește rău. Ce ferice de cei ce locuiesc în casa ta. Doamne, ce fericire pentru ei. Eu acum nu pot, eu sunt undeva într-o situație că nu pot să fiu acolo, dar e ferice de ei că sunt acolo, că ei pot să te laude, ei pot să fie părtășie cu tine. Și Doamne, eu tânjesc să fiu și eu acolo. Cu frații. Până când nu se schimbă sentimentul din inima ta și imaginea asta nu se schimbă, să ai asta în minte și în inimă, să vrei să fii cu Domnul și cu frații, mai trebuie să plângi. Să plângi, să schimbe. Să vezi curat. Că prea adesea ne descotorosim de frați, de surori. Ăsta nu-i bun, celălalt nu-i bun. Nu pot face nimic cu celălalt. Nu, nu. Sunt răscumpărații Domnului. Să zile astea și m-am gândit ce hăruit sunt eu de Dumnezeu fără să fi contribuit cu nimic. Nu știu dacă dumneavoastră știți, prin soția mea sunt în rudenie cu fratele Lazar Gog.
N-a știut, așa-i? Mama soției este verișoară cu sora Magda. Iată, suntem neamuri. Și nu am făcut nimic pentru asta. Sunt rudenie cu familia Druhora. E un alt har. Mama mea a fost verișoară de gradul 1 cu Ana. Rudenie. Sunt frate cu Relu. Cumnat cu Marinel Mesaroș. Wow, ce... Și acum prin alianță sunt rudenie și cu fratele Nelu Pruneanu. Și n-am făcut nimic. Și cu fratele Alin Bob din Sacramento. Sunt rudenie. N-am făcut nimic. Păi să nu mă bucur de harul ăsta? Ba da. Dar să nu ne bucurăm împărtășia bisericii că n-am făcut nimic să fim aici. Dumnezeu prin Hristos Domnul a plătit prețul pentru mine, pentru fiecare dintre dumneavoastră, oricare ați fi, oricât de educat sau câți bani ați avea, nu știu câți bani aveți, dar oricum ați fi, Dumnezeu prin Hristos a plătit prețul ca să fiți aici. Și ne-a înfrățit prin sângele Domnului Hristos. Ce frumos! Ce frumos! Nu e un har acesta, ba da. Și dragul meu, acolo în vale, până nu se schimbă vederea, trebuie să plângi. Abia când se schimbă vederea, încep să faci pași înspre Sion. Până atunci ce ține, Domnul, vale? Și tu decizi cât de lungă e valea. Eu decid cât de lungă e valea. Dacă mă încăpățânesc să-l văd pe fratele că nu-i bun în biserică sau pe sora, nu mai ține vale. Nu mai ține. Până când îmi schimb vederea și încep să văd, ce scump e fratele, ce drag mi-e de el și așa aș vrea să stau împărtășie cu el. Așa aș vrea să stau împărtășie cu sora, cu biserica, cu toți. Că sunt răscumpărații Domnului Iisus Hristos. Oamenii cu care voi moșteni împărăția lui Dumnezeu. Din vale în Sion, primul pas este să plâng. Să plâng. Pasul 2 este să îmi schimb modul de abordare, să mă raportez, dacă vreți, la experiențele trecute. Experiența de acum s-ar putea să nu-mi placă. Nu-mi placă, da. Poate am avut un debate cu soția și nu-mi place. Mă uit acum la soția mea și o văd capricioasă, nu? Sau văd pe fratele, sau pe sora, sau pastorul din biserică. Mi-a atras atenția să pun un lucru și nu-l mai văd bine. Așa e? Și nu pot face apel la experiența de acum, că nu mă ajută. Și fac apel la experiența trecută. Ce experiențe plăcute ați avut aici în Emanuel? Care să vă încânte? Sau n-ați avut niciuna? Ați avut, așa e? De cât este biserica Emanuel, câte experiențe, câte lupte, câte victorii, câte binecuvântări. Nu e așa? Experiențe. Și psalmistul era undeva de o parte, nu era în casa Domnului, și se uită și amintește, cât de plăcute. Ce frumos e acolo la casa Domnului. Ce frumos e acolo. Ce experiențe minunate cu frații, cu tine, Dumnezeule, ce frumos. Altarele tale, Doamne, ce frumos. Doamne, îmi doresc să ajung din nou la experiențele de atunci. La trăirea de atunci, la emoțiile de atunci. Pot fi reeditate? Ce ziceți, pot fi? Cu siguranță că da. Dumnezeu nu s-a schimbat. E același. Același în dragoste, același în planul. Să știți, nu și-a schimbat planul pentru mine, în dreptul meu. Are același plan cu mine care l-a avut de la început. Are același plan cu dumneavoastră pe care l-a avut de la început. Nu și-a schimbat planul. El nu-i capricios să schimbe planul după cum bate vântul, după cum mă schimb eu. Nu, nu. Eu trebuie să revin la planul lui. Dar el nu schimbă planul. Și planul lui este să mă scoată victorios, să ajung în Sion. Și în Sion cu biserica, cu frații, cu toți și în împărăția lui Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu. Nu s-a schimbat planul. Și experiențele trecute vrea să le reediteze aici în Emanuel.
și în Cluj, și în Baciu, și în viața mea. Experiențele trecute. Eu am trăit în biserica din Borhanciu și, Doamne, mi-am amintesc cu plăcere de biserica din Borhanciu, chiar dacă au fost anumite exagerări în înțelegerea de acum. De ce? Puneau accent frații pe sfințenie, chiar dacă înțelegeau sfințenia și într-o anumită ținută, da? Așa înțelegeau dumnealor, puneau accent pe sfințenie. Puneau accent pe lucrarea Duhului Sfânt. Doamne, ce frumos era! Mă amintesc cum Dumnezeu a vindecat ca în Biblie pe un tânăr puțin mai mare decât mine. Avea meningită, era în comă, l-au dus acasă din spital că moare și duminica a mers biserica acolo. Gabi îl chema ca și pe mine. Și trăiește și astăzi. Și s-a rugat biserica și în timpul rugăciunii se ridică fratele Lazar în picioare, se duce la patul lui: Gavrile, îți poruncesc în numele lui Iisus, te scoli acum! Nu poți un ceas, nu poți să două, nu ziua de mâine. Atunci s-a ridicat Gavrilă. Și astăzi trăiește și în biserică. Dar biserica din Borhanci a pus accent pe sfințenie și pe lucrarea Duhului Sfânt. Și erau oameni fără carte. Fratele Lazar a fost analfabet și a învățat să citească pe Scriptură. Că a fost drag de Domnul. A fost drag de Domnul, a fost drag de calea lui Dumnezeu. Și a învățat să citea Scriptura. Și ne predica așa cum îl călăuzea Duhul Domnului. Ce frumos! Eram la 13 ani, la un alt frate păstor vecin cu noi acolo, Ioan Pop, iubea să lucreze cu copiii. Și într-o iarnă, când aveam 13 ani, mi-am amintesc, ne-a adunat la el în casă să facă studiu biblic. Cum frate Lazar, fraților, știți cum erau studiile Biblie atunci? N-avea nicio metodă, nicio metodă. N-aveau cărți, avea Biblie, atât. Eu eram cel mai mic dintre ei. Aveam 13 ani. Cel mai mare avea vreo 19 ani, tot Gabi îl chema. Era un nume foarte comun, Gabi. Era pe vremea noastră. Acum s-a mai schimbat. Și să luăm, spunea unchiul Ion, fratele Ion Pop, să luăm Matei 3. Matei 1 genealogia, Matei 2. Hai să luăm Matei 3. Și cel mai mare, ține Biblia, Gabi, Balea și citește Matei 3. Și după ce să facă? Pe cine să pună să vorbească, ca la biserică. Și păi e mai mare, dacă îi puneau, vociferau. L-au pus pe cel mai mic. Pe Gavrilă, pe Viluța, așa îmi spunea ei pe atunci, Viluța. Cântăm și apoi Viluța vorbește. Parcă s-a deschis așa un hău și am căzut acolo. Ce să predic la 13 ani? Și fără nicio pregătire prealabilă. M-a ridicat în picioare, tot transpirat, după vreo două minute, m-am așezat jos, nici nu știu ce am spus. A doua zi am mers la școală, unchiul, fratele Ion Pop avea un băiat în clasă cu mine, născut la bătrânețe, și îl întreba: Aurele, cred că a fost tatăl tot dezamăgit de noi, așa, e? Zice, a, nu, când tu ai vorbit, Dumnezeu a descoperit că tu vei fi un mare predicator. Asta nu e spectaculos, da, a mai fost descoperit. Ceea ce m-a impresionat, știți ce a fost? Din ziua aceea m-a luat cu dânsul pe sector. Mă ducea în Florești, mă ducea în Mășcaș, mă ducea în Dehuș, mă ducea în Șoimeni, mă ducea pe biserici unde avea sector și mă învăța cum să slujesc și mă mentora și îmi spunea: Gabi, așa de mult te iubesc, Aurel, iubesc că e fiul meu, dar pe tine te iubesc mult. Un mentor. Sfințenia, asta a promovat biserica din Baciu, și lucrarea Duhului Sfânt. Ce promovează Biserica Emanuel? Ce experiență s-a avut în trecut care pot fi aduse, accentuate în vremea de acum? Asta a făcut psalmistul și a adus aminte de experiențele trecute. Apoi, dragii mei, ce mai este? După ce trece plânsul, după ce trece cu experiențele trecute, după ce își vindecă ochii și vede bine, se mai întâmplă ceva. Abordează cu încredere valea. După ce a avut experiența și a spălat ochii, a văzut pe Domnul și a văzut frumusețea templului și frumusețea părtășiei cu Domnul și cu frații, acum merge cu încredere în vale. Și când străbat aceștia valea plângerii, ăștia care au încredere în Domnul, nu-i mai afectează valea. Nu-i mai împrentează valea. Nu-i face să nu mai aibă niciun orizont. Nu, nu. Ei transformă valea.
O prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântare. Merg din putere în putere. Doamne, ce frumoasă imagine! Dar ca să ajungi aici, trebuie să plângi, să speli ochii, să ai o altă imagine a lui Dumnezeu și a bisericii și apoi să faci apel la experiențele trecute. Și în final, ce vreau să subliniez și apoi închei, că e fără 10 deja, ce îmi place foarte mult, dacă la început, acolo la casă, la casa Domnului, era și rândunică, era și vrabia, la final, și cine a rămas? Cei neprihăniți. Dar la început vin toți. Dar spune textul biblic că Domnul dă îndurare și slavă după ce o trecut prin vale celor ce duc o viață fără prihană. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze. Nu știu în ce vale sunteți dumneavoastră ca frați, în vale personală, vale comunitară. Poate nu o aveți. Dar o să vină. O să vină. Domnul nu vrea să rămâi în vale. Scopul lui Dumnezeu este să ajungi în Sion. Așa spune textul biblic. Scopul Domnului este nu să rămâi în vale. Valea este temporară. Treci prin ea ca să înveți niște lecții, să modelezi Domnul, să modeleze caracterul tău, să crească încrederea ta, să crească cunoașterea ta pentru Domnul. Dar Domnul vrea să fii în Sion. În Sion cu frații. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze, să trecem biruitor prin vale și apoi să ne întâlnim din nou în Sion. Amen.